Pentru una dintre cele trei sărbători pe care fratele păstor le-a amintit aici, aș vrea să citesc câteva versete. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 13. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, că așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Vă rog să vă reașezați. Preobiților, sunt onorat și binecuvântat de Dumnezeu în același timp să fiu în această dimineață la o zi de triplă sărbătoare, se spunea, la Biserica Domnului Emanuel din Sibiu. Mulțumesc Domnului care a fost cu noi în călătorie. Mulțumesc fratelui păstor și echipei de conducere pentru invitație. Într-adevăr, este o onoare pentru noi. Vă aducem salutări sfinte de la Cluj, de la Biserica Betania. Acum, sincer să fiu, nu prea le-am spus la frați că astăzi nu voi fi acasă nici dimineața, nici seara, nu prea se cade. N-am avut curaj să spun lucrul acesta. Dar salutul general al bisericii este Maranata, Domnul nostru vine. Că noi toți îl așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Lăudați să fie Domnul! De asemenea, vă salutăm din partea familiei noastre. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 9 copii. Avem 6 căsătoriți, 10 nepoți. Suntem o familie binecuvântată și îl lăudăm pe Domnul. Uitându-mă la cei 21 de candidați, mi-am dat seama că în spatele a ceea ce se vede au fost multe rugăciuni, au fost multe lacrimi, au fost multe lupte. Sunt aici părinți care au strigat către Dumnezeu, sunt aici oameni care au stat în spărtură înaintea lui Dumnezeu și dumneavoastră toți sunteți rezultatul acelor rugăciuni a bisericii, a familiei și ne rugăm Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am avut experiența aceasta, toți copiii noștri, toți cei nouă sunt botezați și de fiecare dată, împreună cu soția mea, am trăit aceste momente de emoție, de lacrimi, de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și este îndurarea Domnului peste noi și peste dumneavoastră. Lăudați să fie Domnul! Am citit în această dimineață un cuvânt din Scripturi care ne vorbește despre botezul Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus nu a venit la apa botezului ca să mărturisească credința sau ca să mărturisească păcatele lui sau să-i se spele păcatele într-un fel. Domnul Iisus este și era Fiul lui Dumnezeu. Dar a venit la apa botezului să demonstreze că toți oamenii trebuie să treacă prin locul acesta. Că toți oamenii au obligația să împlinească acest cuvânt al lui Dumnezeu. Botezul nu este găselnița penticostalilor, nici măcar a baptiștilor sau a neoprotestanților, ci botezul este inițiativa lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Și ne spune cuvântul Domnului că Ioan Botezătorul, care boteza la Iordan, a fost înștiințat de Dumnezeu cu ceva vreme înainte. Într-o zi va veni unul care este deosebit pe lângă cei care au venit cu mulțimile să fie botezați. Într-o zi va veni unul special. Acela este Fiul lui Dumnezeu. Și Ioan aștepta momentul acesta și Ioan știa că la un moment dat va veni Domnul Iisus. Și când l-a văzut, m-aș fi așteptat Ioan să se bucure. Ioan să aibă o atitudine alta decât ce a avut-o. Dar Biblia spune și am citit în această zi, când Ioan a văzut că Domnul Iisus Hristos vine să fie botezat de el, căuta să-l oprească. Și în această zi mă frământă o întrebare care vreau să fie titlul mesajului meu din această dimineață. Putem noi oamenii să-l oprim pe Dumnezeu? Și aș vrea să vă rog să nu vă grăbiți să răspundeți.
pot oamenii să îl oprească pe Dumnezeu? Sistemele politice au încercat să-l oprească și n-au reușit. Și știți foarte bine, toate prigonirile și tot ceea ce a fost în istoria bisericii n-au reușit să-l oprească pe Dumnezeu. N-au reușit să oprească credincioșii. N-au reușit. Cu cât îi persecutau mai mulți, cu cât încercau să oprească mai mult lucrarea lui Dumnezeu, ea creștea, ea era mai puternică, ea era mai prezentă. Valurile mării, furtunile, n-au putut să-l oprească pe Dumnezeu. Biblia ne spune și știți foarte bine, la un moment dat, când Domnul Iisus Hristos era pe mare cu ucenicii, fiind om și Dumnezeu, Domnul Iisus a adormit, s-a strânit o mare furtună, ucenicii s-au speriat, au strigat către Domnul, scapă, ne pierim. Domnul Iisus a ridicat, a întins mâna și a spus, taci fără gură. Și marea s-a liniștit. Credem? Credem toți? Lăudați să fie Domnul! Bolile, oameni buni, bolile incurabile, n-au putut să-L oprească pe Dumnezeu. Dacă ologii, dacă orbii, dacă oamenii care au avut probleme atât de grave în viața lor au fost aduși în fața Domnului Iisus, Domnul Iisus s-a rugat pentru ei, Domnul Iisus s-a atins de ei și Domnul i-a vindecat. Moartea n-a putut să-L oprească pe Domnul Iisus. În fața mormântului lui Lazar, când Lazar era mort de 4 zile, spune Biblia, Domnul a spus, dați piatra la o parte. Și oamenii au spus, nu se poate, cum să dăm piatra la o parte? Pentru că miroase greu. Este în putrefacție, în Orient, de 4 zile mort. Și Domnul Iisus a ridicat ochii spre cer și a spus, mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că întotdeauna mă asculți. Dar vorbesc în felul acesta că ei se creadă că tu m-ai trimis. Și a strigat cu glas tare, Lazare, ieși afară. Și mortul a ieșit afară. Pentru că Hristos este Domnul vieții. Slăvit să fie numele Lui. Și vom cânta cântări despre învierea Domnului. Și la un moment dat vom spune, cu moartea, pe moarte călcând. Pe Domnul nu l-a putut opri moartea, nu l-a putut opri sistemele politice, nu l-au putut opri valurile, furturile, nu l-au putut opri bolile. Putem noi să-L oprim pe Dumnezeu? Da? Se pare că da. Și în această zi vreau să subliniez câteva adevăruri din Scripturi. Cum putem noi, oamenii, să îl oprim pe Dumnezeu? În primul rând vreau să vă spun, îl putem opri pe Dumnezeu prin necredință. Prin necredință. Citesc în cuvântul Domnului în Marcu, în capitolul 6, și cuvântul Domnului ne spune versetul 5 și 6, următorul mesaj. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar s-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și se mira de necredința lor. Botezul în apă este un act al credinței, oameni buni. Oamenii aceștia care astăzi au îmbrăcat haine albe, ei cred și lucrarea aceasta este în urma credinței și ne rugăm din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că definiția credinței este în Evrei și cuvântul Domnului spune și credința este o credere neclintită despre lucrurile care nu se văd. O puternică credințare în ceea ce nu se vede. Noi credem că Domnul este prezent aici în adunare, nu-L vedem, dar îl simțim prin Duhul Sfânt. Și spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul. Noi credem că Domnul lucrează în viața noastră pentru că L-am văzut pe Dumnezeu implicându-se în viața noastră. Botezul în apă este un act al credinței. Este un moment în care Domnul Iisus Hristos a transmis mesajul acesta. Marcu capitolul 16, versetul 15. Duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, spune Biblia, nu spun eu, va fi osândit. Și una dintre întrebările pe care le veți spune astăzi, frate păstor, va fi aceasta. Crezi? Crezi? Prin necredință, oameni buni, noi putem să-L îndepărtăm pe Dumnezeu și putem să-L oprim pe Dumnezeu să lucreze.
De aceea mă rog în această zi să vă cerceteze Duhul Sfânt pe fiecare dintre dumneavoastră, pe fiecare dintre noi, și Domnul să toarne credință în inimile noastre. E nevoie de o credință care te duce la apa botezului. E nevoie de o credință care te face să iei decizii. E nevoie de o credință care să te face să treci dincolo de obstacole și să vii în prezența lui Dumnezeu. Este nevoie de o astfel de credință. Și când noi eram copii, cântam la țară o cântare: Doamne, dă-mi vechea credință. Pentru că este nevoie ca în vremea aceasta creștinismul să fie atins de puterea lui Dumnezeu și Domnul să ne dea credința adevărată. Pentru că Domnul pune această întrebare: când va veni Fiul omului, va mai găsi El credință pe pământ? Necredința, oameni buni, îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Necredința te face să îl face pe Dumnezeu să se oprească. Necredința noastră nu îl lasă pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Când acel ministru de finanțe, Fapte capitolul 8, spune Biblia, venea de la Ierusalim, mergea spre casă, a fost într-un fel cercetat de Dumnezeu prin trimisul său, prin Filip, și când Filip l-a auzit că citește cartea profetului Isaia și l-a întrebat dacă înțelege ce citește, în final a fost invitat în car și au stat împreună și au vorbit despre ceea ce citea el, despre lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos din Isaia, capitolul 53. Predicându-i despre cuvântul lui Dumnezeu, despre jertfa Domnului Iisus, despre necesitatea botezului, acolo undeva în pustie, acest ministru de finanțe a văzut o apă. Și a pus întrebarea: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Știți care a fost răspunsul? Dacă crezi, din toată inima ta, se poate. Și omul a răspuns: cred din toată inima că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. A oprit carul, a poruncit să se coboare în apă și a fost botezat de către Filip. Pentru că, oameni buni, prin credință suntem plăcuți lui Dumnezeu, prin credință venim aproape de Dumnezeu și prin necredință îl oprim pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Sunt 21 de candidați, este un rod extraordinar. Dar eu vă întreb, în orașul Sibiu, sunt doar 21 de oameni care au nevoie de mântuire? Sunt doar 21 de oameni care au nevoie să intre în apa botezului? Sunt doar 21 de oameni care trebuie să mărturisească credința lor? Nu, oameni buni, sunt mult mai mulți. Dar ne rugăm în această vreme Dumnezeu să lucreze, Domnul să facă o trezire spirituală și Dumnezeu să mai mântuiască oameni. Și spunem din toată inima: amin, lucrează Dumnezeule. Îl putem opri pe Dumnezeu ca să lucreze în viața noastră, în al doilea rând, oameni buni, prin neacceptarea voii lui Dumnezeu. Prin neacceptarea voii lui Dumnezeu. Știți, noi suntem oameni care încercăm să-L atragem pe Dumnezeu în planurile noastre, în gândirea noastră. Noi avem voința noastră, noi avem dorințele noastre, noi avem planurile noastre și noi avem modul nostru. Dumnezeu are planurile Lui. Dumnezeu are voia Lui. Și ne rugăm în viața noastră fiecăruia să primeze voia lui Dumnezeu. Din această zi intrați în apa botezului. Ne rugăm Dumnezeu să vă întărească și toate planurile lui Dumnezeu care le are cu voi, cu dumneavoastră, să se împlinească în viața dumneavoastră. Vreți asta? Nu-i ușor. Nu-i ușor. Există o perioadă în viață în care dorim noi, în care vrem noi, în care decidem noi, în care ne trasăm noi drumul, în care vrem noi să mergem în anumită direcție și ne dăm seama că drumul acela este greșit. Ne dăm seama uneori că am mers pe un drum fals, că am mers într-o direcție greșită și ne prăbușim în fața Domnului și spunem: Doamne, vrem din această zi, în viața noastră, să se facă voia Ta. Nu-i lucru simplu. Nu-i lucru simplu. Ca unul care, ca și colegii mei slujitori, am avut multe provocări în viață și am încercat multe lucruri să fac. La un moment dat am fost și om de afaceri, am lucrat vreo 500 de hectare de teren cu tractoare, cu combine, cu... pentru că mi-am dorit, am visat și eu ceva. Toate s-au prăbușit. Pentru că am înțeles destul de greu că Domnul vrea altceva. E simplu să cânți voia Ta, nu voia mea. Asta e simplu. Dar este greu în momente decizionale din viață
să accepți voia lui Dumnezeu cu adevărat. Este greu. Dar cel care dă putere este Domnul. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Nu știu, familia Trif, cât de ușor au acceptat 3 copii așa dintr-o dată. Credeți că e simplu? Noi n-am avut gemeni, dar am avut 2 într-un an, așa calendaristic. Și au fost multe frământări. Nu e ușor nici să ai copii. Și nu e ușor nici să ai copii mulți. Și nu e simplu să crești copii. Țin minte când o născut Lumița pe cea de-a 6-a, care acum este studentă la stomatologie anul 5, aveam un prieten medic în zona Bistrița, avea teren pe acolo pe la noi și eu îi lucram terenurile. Și după ce Lumița a născut, el s-a ocupat de ea, m-a chemat la el în birou și a zis, Vasilică, vreau să spun ceva. Nu-i mai face copii la Luminița că vei avea o rablă. Fii înțelept, omule. Ai 6 copii, tu ești om de perspectivă, om de viitor. Nu mai face copii. Și omul ce vreau să spun din punct de vedere medical, mă rog, cât se deteriorează o femeie, cât e de complicată povestea asta după naștere. Avem 9 copii. Uitați-vă la Luminița. Mulțumim Domnului pentru sănătate. Viața și sănătatea sunt darul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe să ne poarte de grijă. Pentru că Dumnezeu știe să ne binecuvinteze. Nu știu care e planul lui Dumnezeu cu privire la voi. Nu știu ce va decide Dumnezeu. Eu m-am botezat cu Luminița în anul 1986. Noi nu ne-am botezat într-o biserică, că nu se putea. Ne-au dus undeva în zona Bistrița, într-un sat de munte, și au ales frații o după masă să fie cu ploaie și cu ceață. Și printre niște pomi așa, parcă ne-am furișat. Și am ajuns undeva la un râu. Eram poate tot așa ca dumneavoastră, peste 20 de candidați, din mai multe părți aduși acolo, nici măcar nu ne cunoșteam. Lumița avea 17 ani, eu aveam 18 ani. Și țin minte, când ne-au băgat în apa aia rece, frații slujitori, păstori, care ne-au botezat. La un moment dat, când au botezat-o pe Luminița, era așa de firavă și tânără. Au întrebat-o, vei putea să ții credința în Domnul Iisus? Și m-am uitat așa la ea și mi-a rămas imaginea aceea. Parcă tremura, era și apa rece. Și plângând, au zis, da, voi putea. Și aceasta nu e cu puterea noastră, oameni buni, aceasta e cu puterea lui Dumnezeu. Ne-am schimbat într-un IMS-ul acolo, așa, pe rând, că n-am avut garderobe, n-am avut nici apă. Aici fratele mi-a arătat, vine aer. Extraordinar, felicitări. Sunt un pasionat al construcțiilor și ați făcut o lucrare extraordinară aici. Aceasta este pentru gloria lui Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Oameni buni, îl poți amâna, îl poți respinge pe Dumnezeu sau îl poți opri? Dacă nu accepți voia Lui, dacă nu accepți planul Lui. Despre o categorie de oameni citesc în Luca, în capitolul 7, versetul 29 și 30, și auziți ce spunea cuvântul lui Dumnezeu despre oamenii aceștia. Și tot norodul, în contextul botezului lui Ioan, și tot norodul l-a auzit și chiar vamei și-au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Și versetul 30, dar fariseii și învățătorii legii au zătărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul. Poți să zădricești planul lui Dumnezeu, poți să-L respingi pe Dumnezeu, poți să-L oprești pe Dumnezeu și să lucrezi în viața dumitale neacceptând voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Voia lui Dumnezeu este ca toți să fim mântuiți, oameni buni. Voia lui Dumnezeu este ca toți să fim salvați dintr-o lume păcătoasă. Nu! Hristos n-a venit în lumea noastră ca să avem paște și ouă roșii. Hristos a venit în lumea noastră să făurească mântuirea prin credința în El și prin jertfa Lui și prin sângele care a curs la Golgota. Și din toată inima să spunem la Emanuel în Sibiu în această zi, lăudat să fie Domnul Iisus! Lăudat să fie Domnul Iisus! Fiul lui Dumnezeu a acceptat voia lui Dumnezeu. Credeți că a fost simplu pentru Domnul Iisus?
Vom sărbători zilele acestea și alții au sărbătorit momentul când Hristos a plâns în grădină, când Hristos a rugat în fața Tatălui, când Hristos în acea stare de rugăciune, Biblia spune, sudorile s-au prefăcut ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Și Domnul Iisus se ruga, paharul cu păcatele mele și ale lumii întregi era atât de greu. Și a spus, Tată, îndepărtează paharul acesta de la mine. Dar în final a spus, totuși facă-se, nu voia mea, ci voia ta. Voia Tatălui era ca El să moară pe cruce. Voia Tatălui era ca El să făurească mântuirea mea și mântuirea voastră. Dacă Hristos n-ar fi mers la Golgota, toată lumea era condamnată în păcat, în moarte și în nenorocire. Dar pentru că Hristos a murit la Golgota și a înviat ce este viu în vecii vecilor, avem harul mântuirii, avem harul salvării, avem harul eliberării și spunem, lăudați să fie Dumnezeul nostru. Poți să-L oprești pe Dumnezeu? Da. În al treilea rând, poți să-L oprești pe Dumnezeu distorsionând adevărul. Când Ioan l-a văzut, a spus, eu trebuie să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Adică, hai să schimbăm puțin. Nu eu să te botez pe tine, tu să mă botezi pe mine. Diavolul niciodată nu-ți va spune să nu asculți pe Dumnezeu. Niciodată nu va spune să nu asculți cuvântul lui Dumnezeu. Îți va spune că există o altă variantă mult mai confortabilă. Și aceasta înseamnă imitarea originalului. Îl poți opri pe Dumnezeu imitând originalul. Originalul este acesta, oameni buni. Să vii la apa botezului și să vii cu un cuget curat. Și mă rog pentru cei 21, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și să spunem din toată inima, Doamne, dă-le putere ca să vină la apa botezului cu un cuget curat. E nevoie de un cuget curat. Nu e nevoie doar de o anumită formă religioasă. Nu suntem mulțumiți cu flori și cu certificate de botez dacă se dau și cu sărbători frumoase. Vrem din toată inima candidații de botez când vin la apa botezului să vină cu un cuget curat. Doamne ajută-i! E important asta? Acum eu am botezat mulți oameni, nu mai mulți ca fratele Tirla. Dar frate Tirla, ai botezat și nepocăiți. Da. I-am botezat pe doi la noi la Cluj, cu colegul meu, cu fratele Pavel. Am luat și încă mai luăm decizii. Și pe vreo două săptămâni, întâmplarea, între ghilimele, au făcut că noi eram amândoi în mașina mea. Mașina mea nu se oprea niciodată. Dom'le, ceva s-a întâmplat într-o stație de autobuz aproape, s-a oprit mașina. Nu știu, un contact acolo. Am tras pe dreapta în stația de autobuz și acolo era una dintre fostele noastre candidate, stătea pe bancă și avea o țigară așa de mare cu ea. Dom'le, nu cumva să ne vadă. Dom'le, ferește. Și fac, bă, Pavel, cunoști pe tânăra asta? Bă, ce parcă cunosc de unde? Păi acum când am avut botez de două săptămâni printre candidații, am botezat-o și pe ea. Îți dai seama cine suntem noi? Ce păstori suntem noi? Îți dai seama ce călăuzire avem noi? Nu, la dumneavoastră nu se poate întâmpla. Nu, nici se întâmplă. Să ai un cuget curat! Să vii înaintea lui Dumnezeu cu cugetul curat! E atât de important! I s-a întâmplat și la Filip, evanghelistul. Bă, nu era, era de altă, deși era numai diacon, avea un alt statut. Când el predica, oamenii se vindecau, oamenii se întorceau cu grămada, Dumnezeu cerceta. Și-o boteza și el pe unul. Și când ăla s-a botezat, a fost așa o sărbătoare, că, mă rog, a fost un om de elită, a fost un om de față, a fost un om special. Și Biblia spune că oamenii s-au mirat și au zis, asta e puterea lui Dumnezeu ceea ce făcea el. Și când s-a botezat, a fost o minune, a fost o realizare. Numai că nu după multă vreme au venit frații să se roage, să pună mâna peste samariteni ca să primească Duhul Sfânt și ăsta s-a dus acasă și a venit cu bani. Nu le-au promis bani, le-au dus bani. O fi venit cu o geantă de bani și-a pus-o pe masă. Dați-mi și mie puterea aceasta ca peste cine pun mâinile să primească Duhul Sfânt. Și Petru spune și transmite mesajul acesta.
Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Și atenție la versetul 21 din Fapte, capitolul 8. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta. De ce? Că inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Te-ai îmbrăcat în haine albe, ai venit și ai făcut poze, ai venit și te-ai pozat cu penticostalii, ai spus, da, intru în familia lui Dumnezeu, dar ai avut un interes în spate. Inima ta nu este curată. Originalul este să vin cu un cuget curat. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze să aveți un cuget curat. Originalul înseamnă să mărturisești cu gura ta. Da. Icoana aceasta închipuitoare, 1 Petru 3 cu 21, spune Apostolul Petru, vă mântuiește pe voi acum și anume botezul, care nu este o spălare din tirăciunile trupești. Domnule zice pe mine să nu mă botez, mi-au zis unul, să nu mă botez în vană, sau aici în baptisterul ăsta, că atâtea păcate am că vi se înfundă canalizarea. Da. Am avut oameni la Ierusalim, domnule, eu mă duc la Ierusalim, mă botez acolo în Iordan. Și am văzut oameni botezându-se în Iordan, că Iordanul e sfânt. Și acolo li se spală păcatele. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întâlnăciunile trupești. Mă duc la pocăiți să fac o baie publică. Nu, nu te spală apa. În lumea aceasta și sub soare nu există nicio soluție care iartă și spală păcatele decât jertfa lui Iisus Hristos. Și Biserica Domnului spune, lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Care nu este o curățire de întunecime trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Originalul înseamnă un cuget curat. Originalul înseamnă să mărturisești cu gura ta. Și vă citesc versetul 9 și 10 din Romani, capitolul 10. Și au zis ce transmitea cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și versetul 10, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Nu vreau să vă jignesc, dar vreau să vă spun că și eu am fost botezat când am fost mic la Biserica Ortodoxă. Părinții mei erau la Biserica Ortodoxă și când am avut eu vreo 4 anișori, părinții mei au venit la Biserica Penticostală. Am avut și o perioadă când nu prea am mers pe la adunare, poate cu altă ocazie o să vă spun cum Domnul m-a chemat la pocăință. Și când m-am căsătorit cu Luminița, m-am dus ginere. Eu sunt încă ginere, soacra are 91 de ani, mama soacră. Mama. La noi e mama. Și sunt de vreo 35 de ani ginere. Am fost operat de la dumnealor acasă și acum îți ginere la mine în casă. Aleluia. Important e să fii ascultător și funcționează. Și casa noastră era lângă, la noi în sat, jumătate, așa partea de sat din sus, că nu e foarte mare satul, îmi erau nănașe. La mine la botez au fost vreo 12 nănașe. Și toate vecinile noastre le ziceam nănașă. Și nănașa specială, când m-am mutat la Luminița, era nănașa Maria, care m-a dus la Popa Lazar să mă boteze. Și m-am dus la dumneai într-o zi și am stat de vorbă cu dumneai și își aducea în minte bine cum o lepădat de satana, cum o dus la biserică. Dar dumneai, printre altele, plângând mi-a spus, era deja destul de în vârstă, o să-ți dragul mami, faptul că te-ai pocăit, ai făcut un lucru bun. Că în tinerețea mea și eu am umblat la adunare și eu am fost la stăruință și pe mine m-a cercetat Domnul prin Duhul Sfânt, dar noi ne-am împietrit și eu și soțul meu și n-am putut face pasul ăsta. Și am plecat din lumea asta nepocăiți. Bine că ai făcut tu pasul ăsta. Originalul înseamnă să mărturisești cu gura ta. Nu cu gura nănașei care au mărturisit pentru mine, nu cu gura altora. Tu să mărturisești cu gura ta în conștiință de cauză, în cunoștință de cauză, tu să faci pasul acesta. Și original înseamnă baptizo, înseamnă scufundare. Scufundare. După ce
ce a ieșit din apă. Asta înseamnă că Iisus a fost în apă și a ieșit din apă. Și scufundarea aceasta înseamnă un fel de îngropare, oameni buni. Pentru că Romani, capitolul 6, versetul 4, transmite adevărul acesta și Apostolul Pavel făcea într-un fel lumină și îi spunea: noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa noi să trăim o viață nouă. Veți fi îngropați astăzi. Îngropați în Hristos, înviați în Hristos, și de astăzi veți trăi o viață nouă. Haideți să spunem, Dumnezeu să-i ajute. Că dacă înainte ați mințit și veți continua să mințiți, n-ați zis mare lucru. Dacă înainte ați furat și veți continua să furați, n-ați zis mare lucru. Dacă înainte să vă debotez, ați navigat pe zone interzise și veți continua să fiți tot acolo, n-ați zis mare lucru. Dar dacă vă schimbați viața, dacă veți fi niște oameni noi, dacă veți avea o viață nouă, aceasta este pentru gloria lui Dumnezeu și pentru bucuria voastră și a celor din jur. Și spunem: Doamne, întărește-i. Nu imitați originalul. Originalul nu l-au inventat penticostalii, nici neoprotestanții. Originalul l-a inventat Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Original înseamnă un cuget curat. Original înseamnă mărturisire cu gura ta. Original înseamnă baptizo, scufundare, îngropare împreună cu Hristos. Și când te ridici de acolo, o viață nouă. Căci toți care în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați îmbrăcat. Și cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată, toate lucrurile s-au făcut noi. Să vă ajute Domnul și să vă întărească Domnul. Îl putem opri pe Dumnezeu? Da. Prin necredință? Prin neacceptarea voii lui Dumnezeu? Prin distorsionarea adevărului și prin imitarea originalului? Și în al patrulea rând vreau să spun, prin amânare. Domnul Iisus i-a spus lui Ioan: lasă-mă acum. Și Biblia a spus, și Biblia spune, atunci Ioan l-a lăsat. Una dintre marele șoapte străine în mintea oamenilor este amânarea. Bine o predica fratele Bujor, bine o predica fratele Brie, bine o predica fratele Iosif, bine o predicat oamenii ăștia, dar nu astăzi. Data viitoare. Lasă-mă acum. Pentru că nu există mântuire pentru mâine, oameni buni. Aceasta este șoaptă străină. Mântuirea este doar pentru astăzi. Oamenii spun: niciodată nu-i târziu. Vă spun ce spune Biblia. Evrei, capitolul 4, versetul 1, transmite următorul mesaj. Câtă vreme rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit. Cum? Prea târziu. Uite ce tinere sunt fetele astea și băieții așa, ce frumoși. Păi bă, băieți, nu-i prea de vreme să vă încorsetați voi așa mintea? Când eu m-am pocăit în anul 1985, aveam așa 18 ani. Și am început să mă duc la adunare, la pocăiți. Niște ochi m-au urmărit. Adunarea era în satul nostru, exact în capătul celălalt. N-aveam mașină, frate Nelu. N-aveam nici bicicletă. Mergeam pe jos. Niște ochi m-au urmărit. Poate o zi, poate două, poate o lună, poate două. Și într-o zi o femeie, așa bine așezat, acum nu uzi eu nu știu ce bărbat, dar atunci, după ce m-am măsurat, m-am mai împlinit un pic. Eram așa mai pipernicit, mai slăb. Femeia asta era bine, așa așezată. O ieșit în drumul meu. Și a zis: dragul mami, nu să te ia departe de casa noastră. Te-am văzut că merg la pocăiți. Da. M-a hotărât să ies în drumul tău să spun să nu faci prostia asta. Pocăiții n-au niciun viitor. Era în anul 1985. Tu ai învățat bine la școală, am fost și prăpădit, dar am învățat și bine. Am avut două calități.
când se spărgea un geam sau ceva, ca și polițiștii când sectoriști, când se spărgea un geam sau se întâmpla ceva la școală, eram trei care ne căutau. Eu eram de la Pentecostal, era unul de la Baptist și mai era unul de la Ortodox. Noi eram trei care întotdeauna eram, nu trebuia să caute pe alții. Între noi era vinovatul. Tu ai învățat bine la școală, spunea femeia. Îți mănânci viitorul. Tu nu mai poți face o școală, tu nu poți avea un servici. Tu vei fi omul nimănui, o pleavă a societății. Eram așa de hotărât atunci. Aveam o bibliuță mică, așa verde. N-aveam așa Biblie. Mi-aș fi dorit, dar nu era atunci. Și am zis, ascultați-mă. Dacă comuniștii mă trimit la ognă sau la mină, eu de Domnul Iisus nu mă las. Și vă spun ceva. Vedeți Biblia asta? În asta am găsit scris, printre altele, că Domnul îmi dă un viitor și o nădejde. Mă încred în Dumnezeu. Aproape plângând s-o despărțit de mine. Și-o zis, îmi pare așa de rău. Îmi pare așa de rău. Peste ani vei plânge, îți vei da seama că cuvintele mele au fost pentru tine un ajutor și l-ai călcat în picioare. Aproape plângând ne-am despărțit. M-am botezat după un an, în anul 1986. În 87 m-am căsătorit cu Luminița. Noi am fost la grădiniță, la școală, împreună. Suntem la același sat, n-am avut mari lucruri de rezolvat, de făcut. A venit Revoluția, frații m-au băgat imediat în comitet, că tot timpul am fost așa rău de gură și de ăștia e nevoie câteodată, nu totdeauna, dar câteodată. Am fost diacon, presbiter și am ajuns păstor în satul nostru. Am început să organizez botezuri, cum ați organizat dumneavoastră. Și la al doilea botez, cine credeți că a venit să o botez? Tanti care m-a oprit. Și acum la țară, așa, stăteam de vorbă cu candidații de botez, cu comitetul, așa îi chemam pe rând, nu erau foarte mulți. Și țin minte că eu a venit rândul, s-a rezumat așa de perete, era un scaun acolo. Și a zis, vă rog să... S-a rezumat de perete și a început să plângă. Știam că soțul ei de la Biserica Ortodoxă nu venise niciodată la noi la vreo evanghelizare. Era așa, era frate cu un cumnat de-al nostru. Știam că, mă zic, o fi cea probleme în familie. Și zic, ce s-a întâmplat? Vă rog să stați. Și-a zis, nu, mi-e rușine. Dar ce s-a întâmplat? Că erai doar un copil, spune femeia aceasta. Și ai început să merg la adunare. Am ieșit în drumul tău și am zis să nu faci prostia asta. Domnul te-a binecuvântat. Ai familie, ai ajuns păstor în satul nostru și eu și fiica mea am venit să mă botez. Mi-e rușine. Am încercat să o încurajez și la un moment dat am scăpat așa un porumbel. Eu m-am speriat de ce am zis și colegii mei. Zic, într-o zi am să-l botez și pe soțul dumneavoastră. Colegii mei din comitet au făcut niște ochmari și eu mi-am dat seama, dar am lăsat-o așa. Dacă am străcat-o, am străcat-o până la... Și am zis încă o dată. Într-o zi am să-l botez pe soțul dumneavoastră. Și-o trecut ceva ani. M-am mutat la Cluj și am primit un telefon într-o duminică. În data cu tare ai putea să vii la noi în sat. Mă duc mereu la Arcalia, la toate mormântările acolo, în special, la toate evenimentele, numai când nu pot. Și am zis, da, de ce? Se botează soțul meu. Și acum toată familia aceasta e mântuită. Copiii prin America, prin, mă rog, pe unde sunt, nepoții, toți sunt mântuiți. Pentru că Dumnezeu este Cel care conduce istoria. Slăvit să fie numele Lui. Oameni buni, nu este mântuire pentru mâine. Mântuirea este pentru astăzi. Nu l-am mânat pe Dumnezeu. Nu spune că ai timp, nu spune că ești tânăr, nu spune că ai sănătate, nu spune că ai perspectivă. Perspectiva este astăzi. Biblia spune, astăzi dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima, nu l-am mânat pe Dumnezeu. E prea riscant. E prea periculos. Eram păstor la Bistrița, am păstorit Biserica Philadelphia din Bistrița, pe care am și construit-o. Și mai aveam vreo 10 biserici prin zonă pe care cumva le coordonam ca și păstor. Evident, eram tânăr, că de 18 ani suntem în Cluj.
eram ceva mai tânăr. Și într-o zi, o soră m-a chemat la o doamnă care era cunoștința ei să fac o rugăciune pentru ea. M-am dus cu luminița, cu sora respectivă. Când am intrat în casă, aveam să văd o femeie slăbită, imobilizată cumva pe pat, dar foarte conștientă. Avea 52 de ani, dumnea ei atunci. După ce am intrat în vorbă, au zis: domnule pastor, v-am chemat să veniți la mine, că sunt foarte bolnavă. Medicii de la Cluj nu știu ce am. Medicii știau, dumnea ei nu știa. Avea un cancer agresiv în trupul dumnea ei și nu-i spusese încă nimeni. Dar pe lângă faptul că sunt bolnavă, spunea ea, am o frământare, o mare frământare în inimă. Undeva cu 25 de ani în urmă, am fost pe la evanghelizări și am înțeles că trebuie să mă pocăiesc. Am înțeles că trebuie să închei un legământ cu Domnul, am înțeles că trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Și am spus atunci soțului meu, avem un băiat, avea atunci vreo 4 anișori, când el crește mare, îl face medic. Și când el e medic, băiatul nostru, noi ne pocăim. Și au trecut ani. Mi-a spus în ce condiții au lucrat amândoi în zona Bistrița, condiții foarte complicate. Băiatul nostru este anul 6 la medicină, la Cluj. Acum termină facultatea de medicină. Va fi medic. Dar eu sunt imobilizată aici pe pat. Și domnule pastor, am așa o frământare în inimă. Îmi pare așa de rău că nu m-am pocăit, că nu m-am întors la Domnul, că nu m-am botezat. Știu că trebuia să fac lucrul acesta. Am o neliniște, nu pot dormi noaptea. Dacă mă simt mai bine, și mi-a arătat așa o ușă unde era baia la apartamentul dumnealor, dacă mă simt mai bine, vă chem să mă botezați la noi în baie. Nu vreau să mor nemântuită, nu vreau să mor nepăcată cu Dumnezeu. Și în timp ce îmi povestea și ne povestea, lacrimile ei se adunau undeva aici sub barbă. Am încurajat-o, ne-am rugat și am promis că o mai vizitez. Era perioada de februarie a evanghelizărilor. A doua zi, dumnea ei a fost dusă la spitalul județean, care nu era departe de apartamentele noastre și noi locuiam atunci la apartament. A făcut o criză foarte complicată datorită bolii. Eu am plecat în județul Mureș la o evanghelizare. M-a sunat sora, cunoștință comună, și mi-a spus: trebuie să-i dai neapărat un telefon. Te așteaptă să o suni. După evanghelizare am oprit undeva pe un deal. De fiecare dată când trec pe acolo mi-aduc aminte de imaginea aceea. Am sunat-o și o voce aproape stânsă mi-a răspuns. Când și-a dat seama că sunt eu, a început să plângă. Vă implor să veniți la mine. Vă implor să veniți la mine. Vă rog, promiteți-mi că veniți la mine. Și am să ajung după miezul nopții acasă. E târziu, dar mâine dimineață, la prima oră, vă vizitez. Ne-am despărțit la telefon în dorința că mâine dimineață o vizitez. Am ajuns acasă după miezul nopții, m-am culcat. Dimineață m-a sunat telefonul de acasă. Aveam telefon fix. Și sora, cunoștință comună, plângea la celălalt capăt al firului. Și spunea: frate Vasilica, azi noapte, doamna Anica a plecat la cele veșnice. Vă mărturisesc că m-am pus lângă pat, în genunchi. Am început să plâng. Și am zis: Dumnezeule, eu nu pot să spun întrebări, eu n-am voie să te întreb. Tu ești suveran, tu faci ce vrei. Dar eu sunt om și mă gândesc, dacă mai era o săptămână, două săptămâni, o lună, dacă femeia aceasta mai trăia, s-ar fi pocăit, ar fi plecat mântuită. Auzeam vocea ei care seara: vă implor să veniți la mine, vă implor să veniți la mine. Eram răscolit în inima mea. Și în timp ce mă rugam, eu mă tem de Dumnezeu, eu nu fac teatru. Am auzit o voce, nu știu, în minte, în ureche, am auzit o voce. Dar 25 de ani. De câte vreme te așteaptă Dumnezeu? De câte vreme negociezi cu Dumnezeu? De câte vreme respiri aerul curat? De câte vreme beneficiezi de binecuvântările lui Dumnezeu? De câte vreme te protejează Dumnezeu? De câte vreme? Și spui: mâine, săptămâna viitoare, anul viitor, nu acum. Ascultați-mă bine. E prea riscant.
să o amâi pentru mâine. E prea riscant să o lași pentru săptămâna viitoare. E prea riscant să o lași pentru anul viitor. Odată cu botezul celor 21 de aici, Dumnezeu vrea să mai mântuiască oameni. Dumnezeu vrea să te mai mântuiască pe dumneata, pe dumneata, pe dumneata, pe tine, casa voastră. Te vrea Dumnezeu pentru cer, pentru mântuire. Pentru că nu ne botezăm doar ca să fim aici binecuvântați. Suntem binecuvântați. Intrăm în familia lui Dumnezeu și avem perspectiva vieții veșnice și a cerului și a slavei care va veni. Mărit să fie Domnul. Iisus este gata să vină. Hristos este gata să vină, slăvit să fie numele Lui. Tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră se frământă neamurile, n-au soluții și vor avea tot mai puține soluții. Nu le vorbesc altceva decât că vine Fiul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Este vremea pregătirii, oameni buni! Este vremea când să ne apropiem de Dumnezeu, să ne pocăim tot mai mult, să ne sfințim tot mai mult și să-L așteptăm pe Domnul nostru să vină. Ioan căuta să-L oprească. Îl putem opri pe Dumnezeu? Da. Prin necredință? Prin neacceptarea voii Lui? Prin imitarea originalului sau distorsionarea adevărului? Și prin amânare? De aceea vă felicit din toată inima pe cei 21. Bă, așa îmi sunteți de dragi, de parcă v-aș cunoaște de o viață. Așa îmi sunteți de dragi. Atât de mult mă bucur pentru ceea ce face Dumnezeu. Pe voi v-ar fi așteptat toate discotecile, toate plăcerile din lumea aceasta, toată lumea aceasta cu toate ofertele v-ar fi așteptat să vă ofere, să vă îngenuncheze, să vă împovăneze. Voi ați hotărât așa cum ați cântat, să spuneți nu lumii și da lui Dumnezeu. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Să-I ajute Dumnezeu, să-I întărească Dumnezeu. Sunteți în această zi o imagine vie, un exemplu viu pentru cei care sunt aici. Pentru că vă puneți viața în mâna lui Dumnezeu, pentru că ați decis să slujiți pe Dumnezeu. Și dacă îmi doresc ceva și frații păstori își doresc și noi toți, este ca drumul vostru să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Să sfârșiți acolo, când va veni Hristos, care spuneam, nu-i departe, va veni în slavă, slăvit să fie numele Lui. Dar ne rugăm pentru preobiții prieteni, pentru frați, pentru cei care sunt aici, Dumnezeu să-i întărească. Și dacă sunt oameni care L-au oprit pe Dumnezeu, dacă sunt oameni care L-au împiedicat pe Dumnezeu să lucreze în viața lor, dacă sunt oameni care au pus obstacole în calea lui Dumnezeu, fie ziua de astăzi, ziua când Domnul să vă dea putere, să vă dea biruință și să vă prăbușiți în fața crucii lui Hristos, cu ocazia acestui botez nou testamental, să luați decizii corecte, curate și să veniți la apa botezului. Și frate păstor, frați păstor, să mai fie cereri de botez. Mai oficiați botezuri, nu? Cât de multe și cu cât mai mulți candidați, oameni care să se înscrie pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă doresc un drum bun spre împărăția Domnului și cu dumneavoastră toți care sunteți aici și care mă ascultați prin intermediul internetului, să ne întâlnim în împărăția lui Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Domnul. Dați la o parte orice piedică. Dați la o parte orice obstacol. Dați la o parte păcatul și orice înfășurare străină. Dezlipiți-vă de tot ceea ce este rău. Prăbușiți-vă în fața crucii lui Hristos. Sângele Domnului are putere de iertare, de liberare și de biruință. Dumnezeu să mântuiască Sibiul. Dumnezeu să mântuiască România. Dumnezeu să mântuiască lumea întreagă. Și Hristos să fie slăvit prin viața noastră. Fiți binecuvântați!